Ochii pe broasca testoasă, cea care ar fi anunțat cutremurul de duminică dimineață, nu este o broască oarecare, este chiar cea de la observatorul seismologic Vrâncioaia. Testoasa a refuzat mâncarea, ar fi putut fi semnul dinaintea seismului. Un semn care, dacă se va repeta, va bate știința. Aparatura specialiștilor anunță cutremurul cu doar 40 de secunde înainte. Două zile a refuzat hrana înainte de ziua de când a avut loc cutremur. Ar putea fi o simplă coincidență sau semnul dinaintea unui cutremur. Nu spuneți nouă că broasca n-a mâncat două zile, n-a mâncat când i-a dat mâncare. Anumite animale au simțul ăsta de a prevedea puțin. Sunt povești, mi se pare. Reacția ciudată a testoasei cu două zile înainte de cutremurul de duminică dimineață a devenit temă de dezbatere pe toate ulițele satului. Eu am avut o cățelușă lup. Înainte, cu câtva timp, făceau urle, așa. Hai, domnule, dar nu? Că se cutremură pământul. Dar nu? Ei, de ce să... Dacă oamenii cu atâta știință, atâta cultură nu reușesc să anunțe măcar cu, știu eu, cu un minut, cu cinci minute înainte, nu? Apoi broasca ce să anunțe? Broasca și cu găinile și cu nu știu ce? Seismologii iau însă în serios comportamentul animalelor. La observatorul din Vrâncioaia, broscuța mai are și alți colegi necuvântători, papagali și pești. La cutremure mari, papagalii au început să cânte, iar peștii au dat să iasă din acvariu. Meniul preferat al broscuței seismolog este pe bază de râme, iar astăzi am înfulecat destule, ceea ce ar însemna, cel puțin în noua teorie, că în următoarele două zile suntem în siguranță. Va fi atent monitorizată, la fel ca undele seismice. Cine știe, poate broscuța va ajuta mai mult decât știința și ar putea deveni un profet cel puțin la fel de cunoscut ca Phil, faimoasa cârtiță care prevestește cât de lungă va fi iarna. Prieteni.